Ia spune, ia spune-le și cocolișilor când te-am pus ca să apeși alt F9 ca să pornești recording-ul la joc. Ia spune. Mi-a zis Felix, apasă tu alt F9 și eu am făcut așa o față și mă gândeam, oh my god, ți-a apăs A, L, T, E, F, 9, toate deodată, dar câte degete? Da, Cristina are din 2012 un iMac. Și da, l-ați mai văzut voi în poze. Ea are din 2012 un iMac. Și asta e tastatura mea, deci asta ca să înțelegeți și voi de ce nu mă pricep eu cu tastatura lui Felix. Și ea are command, are alte butoane pe aici, n-are control, are command. Și eu, L, T, F, 9. Da. Am făcut o față. Bun, noi suntem Cocolix. El Cocolixo sau The Cocolix. Trebuie să ne mai ziceți în alte limbi, adică dacă voi știți alte limbi, ce să ne zicem? Cum se zice numele nostru în altă limbă? În germană, de exemplu. Deine Cocolixion? Cocolixion? Ideea este că în orice zi va apărea update-ul pe House Flipper. Abia aștept că am văzut niște poze minunate. Hai să vă zic, dacă o să fie în weekend, vom face live cu el. Dacă o să fie în timpul săptămânii, vom pune normal, deoarece aveți teze, aveți așa și nu vreau să vă stresăm, știi? Dar cumva la sfârșitul săptămânii e posibil să băgăm live, că atunci că am terminat cu asta. Da, și oricum, ce ziceți când o să fie vacanță, când o să luați vacanță? Vreți să băgăm live? Liveuri, livadă, vreți livadă? Să ne spuneți în comentarii dacă vreți livadă. Liveuri! Dacă nu, ne-ar plăcea așa. Și deși jucăm puțin așa House Flipper înainte să bage update-ul ăla, să facem bani! Să facem bani, să ne intrăm în mână ca să fim pregătiți pentru Crăciun. Deoarece a spus că, cum este în România, o să fie scumpe decorațiile. Hai de bine, ce s-au scumpit toate chestiile. Deci pot să zic că mi s-au scumpit varza, murata, am luat-o sărmale. Era 4 Felix s-a plâns, în ultimele 3 zile Felix se plânge în continuu de cât de tare s-a scumpit varza. 9 lei kilo de varză murată, așa cum are, cred că n-am pus la butoi. Și unde nu mai puși butoiul ăla, Felix? Așa l-avem pe lui Victor butoi. Întoarce-te și văd dacă mai e ceva de făcut în casă dacă nu vingem. Asta e căsuța noastră pe care noi am... Arată-le, ultimul tur înainte să vină să scoatem banul. Asta e turul pe care noi am decorat-o de Crăciun, mai țineți minte? Vai, deci simt Crăciunul, Felix. Mm-hmm. Dar mie vine să mai decorez ceva până la Crăciun. În orice zi o să vină. Ăla a zis că pune înainte de Crăciun ca să facem bradul. Hai de mine, păi să am eu așa ceva. Stai să mă uit așa o privire, că după aia o vindem ca să ne facem bani. Uite, și tu am și o glindă și am și dintre asta scumpă. Chiuvetă și cadă. Ce frumos e aici. Uitați și voi, simți Crăciunul prin pori. Sunt tare curios ce o să pună nou de Crăciun. Ai zis că o să pună decorații, brad, podele noi, tapeturi noi și poate reușim să facem ceva super crăciunescuic. Crăciunescuic. Bun, uite ce frumos e, va trebui să plecăm de aici. Păi facem bani, nu vrei ca după aceea să ai bani de o casă nouă, da, Crăciun? Da, da, ieși afară, da, și vinge. Mă duc afară. Scoatem banii. Ați zis rămas bun casei. Cristina, nimic la ofertă, nu negociem. Preț maxim. Cum fac? Enter? Da. Și dai start acțiune. Start action. Și licitați. Ok, noi am cumpărat casa cu 34.000. Da. Și nu știu cât am investit în ea. Nu știu nici eu cât am... 37 deja. Wow! O, deja suntem pe profit? 37.500. Deja suntem pe profiterol? Da, nu vreau să-mi fi muncit o casă dragă pentru 2000. Da, nici eu. Știu, pentru 50.000, măcar să o vindem și noi cu 50.000, dar nu cred că facem 50.000. Dar oricum, noi să știți că am făcut-o pentru sufletul nostru, adică nu pentru bani. Pentru profit am făcut-o, numai pentru profit. Deci tu crește. 72.000. Am făcut profit 6.900, aproape 7.000. E bun. Am profit 15.000, că e de sărbători. Asta e bun, mai bine decât mic. Ok. Dă-i accept offer, că nu știu cum pot să negociez. Am făcut 8.000, Felix. Uite aici, profit plus 6.695, asta e, știi? Matematica mea. Ce calculează, Cristina? Să nu dai refuz, dai accept acolo. Da, accept. Da. Okay. Tot timpul bătrânii ăștia câștigă. Ați observat? Ăștia au pensia pusă deoparte, ăștia câștigă tot timpul. Aoleu, de unde am plecat, ai văzut? Cotețul nostru? Aia era cu ceapa noastră. Așa, deci așa, open. Așa. Acum e ca pentru burlaci, cum arată. Trebuie să recunoașteți canapeaua asta de piele. Schimbă canapeaua, că cocolișorul e foarte frumos cu mine de canapea. Felix, canapeaua este urâtă, știu că tu ai gusturi bune, dar asta la canapea, serios, ce o să întâmplă în seara? Bine, hai să ne punem o canapea. Ia să vedem ce canapea. Mi-e zic că mi-ai reușit să zic la revedere de la ea. La bed, nu la sofas. Sofas. Da? Na, ceva mai modern, cocolișii sunt doar de tineri. Păi care? Pe care vrei să o punem? Ia pune pe asta, nu cred că avem spațiu. Încearcă. Nu cred că avem spațiu. Așa, mărește pe prețul. Pe roșu. Oh, se mărește? Nu, chiar e mai ieftin. E bun. A, da?
Ia să văd, dacă o pun așa... Îi merge. Nu, n-avem spațiu. Ai spațiu, dar nu poți... N-avem spațiu ăsta. N-ai spațiu de masă aia. Oricum, e de calorifer. Da, și de calorifer. Dar am putea să ne vină calorifer. Dar nu ne trebuie calorifer. Hai să ne vindem calorifer. Nu ne trebuie calorifer. Hai să-l vindem, ne faci și niște bani. Da, și scoate și așa. Doar 35? Caloriferul, da, dar plumbing, instalația. Ok. Hai, vinde-te. Așa, instalația. 60. Așa, și mută puțin masa, să nu vinzi. Hai să mut masa nouă, în căia noastră. Așa. Așa. Și încearcă să pui ăla, colțarul ăla. Așa este. Ia să mă duc să-l cumpăr. Nu vrea alt... Ok. Te-am uitat și la alte culori, dar ok. Păi nu știu, că după aia dacă se scumpere... Păi măcar să-l vedem o dată. Arată fain. Păi ce ziceți, în cape? Da, să și alte culori să vedem. În cape e fain, se potrivește. Bine, ia să vedem ce alte culori. Ăsta, okay. O să comenteze Coholi și că seamănă cu celelalte dinainte. Albastru. Sau ăsta care nu prea-mi place. Ce zici? Azi picioarele. Da. Bun, pune-l pe ăla. Ăsta roșu, că e mai ieftin? Da. Dar nu înțeleg, cel mai fain e cel mai ieftin. Da. Luăm pe ăsta roșu. Așa. Așa, lipește-l de perete. Încerc să-l lipesc cât pot de mult. Mai aproape, mai bine. Mai pe dreapta, stânga. Așa. Și acum puțin în spate. Așa, și puțin în spate, așa, da. Și ia uite să vezi dacă le-ai pus bine. Păi, cred că l-am pus bine. Floarea asta nu stă bine. Până nu mai spate. Nu mai într-o parte. Da. Mai aici, așa, ca să se vadă. Așa. Puteți să spate, spate lateral dacă ai pus bine în spate. Aici, da, am pus bine, uite-te. Văd. Nu vreau să uite. Deci eram 100% sigură. Așa, vezi, mai puțin, așa, vezi? Și cât spațiu avem acum, așa, mă pune masa. Eram 100% sigură. Covorul ăsta nu se potrivește, dar lasă că e ok și așa. Îl punem așa? Vinde-l dacă nu crezi să se potrivește. Păi nu știu ce alt covor. Păi găsești întâi covorul și după aceea vezi. Ia uite acum. Lasă. Așa. E bun? Da, covorul se potrivește, Cristina. E camera... Da, uite, se potrivește cu pata asta de aici de la covor. Mă lași în pace! De la tablou. Uite, vedeți pata asta de aici? E exact ca aici, vedeți? De ce avem albastru acolo? Vedeți ochiul meu? Cred că am văzut ceva afară. Nu, așa era înainte, era cu albastru. Uh-huh. Și am uitat să vopsim asta. Cine a uitat să vopsească? Eu, probabil, 100% sigur. Hai că am făcut o treabă bună, nu? Se sortează cu tablou. Ia mai să văd baia noastră, baia din primul episod de House Flipper, tot așa a rămas. Ah, da. E bună. E ok, n-are plantă, ne trebuie radiatorul? Băi. Dar ce vrei, vrei să-l vinzi? Da, ne trebuie, te întreb. Vrei să-l vinzi? Da, ne trebuie, te întreb. Păi nu. Pe atunci, hai să facem o misiune, hai să facem, lasă că-ți place ție, lasă să facem o misiune, lasă-l. Bine, hai să facem o misiune. Să vedem ce misiune putem mai face. Închis ușa la baie că hu-hu. Dar de ce tu zici că hu-hu, că e curat? La toate persoanele care am fost în baie era hu-hu. Dar la tine e curat, așa că lasă-mă. La mine e curat, dar la mail. Alții hu-hu. Mail. Paint the house. Painting the sau house? Sau inhabited bunker. Nu vreau cu bunker. Okay. Accept. Mersi că m-ai lăsat să ce citesc. Ce frumos e aici! Îți mulțumesc că m-ai lăsat să citesc tot. Da, da, cu plăcere. Intru, nu mai pot de nerăbdare. Fă-ne turul. Stai că e prea frumos. Aprinde becul, scos în curentul lor. Lasă-mă să mă duc repede. Dar nu văd. Asta. Nu văd dacă l-a prins becul. A, bine. Ia uitați și voi ce frumos e aici, Felix. Cocolișilor, vă place? Deci ăștia au luat o canapea dintre astea cu două fotolii dintre astea mari. Și unde e televizorul în spatele tău? Noi. N-are televizor, că se uite pe geam. Aici au o masă dintre asta faină, scaunele nu spuse perfect. Dar uite au și dintre astea, uite și tu ce bucătărie mare, niciodată n-am avut așa o bucătărie mare. Și uite ce șmecheri sunt și au pus aici la mijloc, vedeți? Da. E din două. Au încercat și să improvizeze, sunt români. Da, vor să le pui calorifer, bagă calorifer. Vor să le pun calorifer? Da. Oh, dar unde vor să le pun calorifer? Sau vrei să-și vopsești paint the colors cocoa and sand al monde? Da, prima dată zice că trebuie să curăți geamurile. Eu nu știu, în România se curăță geamurile? Se spală? Da, se spală. Adică eu le văd curate la oameni, dar nu pot să zic că i-am văzut pe oameni să spele sau da, să se plângă cineva. Da, parcă mi se pare că sunt cele mai curate geamuri de afară, dar da, știu. Nu sunt știu. Deschide geamul pentru aerisire. Lasă că deschidem când pictăm geamul. Adică eu când văd așa, nu pot zic că am văzut geamul murdare. Nici eu, dar de aproape se văd. Hai, ăsta se blochează aici. Ai răbdare, pe de-aia trebuie murdar. Așa ușor să slide. Așa ușor, așa. Uite așa. Cristina, două ca din târnăcop. Uite, eu până acum tot timpul dădeam super repede. Așa, perfect. Apasă open. O să arate mai fain când o să fie vopsă. Nu știu ce bugătași sunt ăștia, și-au permis două dintre astea. Cristina, și-au luat în rate, Tu pe viață blocați. Uite aici, voi au climă. Aia te se montez. Zice aici? Mount devices, trebuie să pun climă? Mm-hmm. Oh, sigur? Da. Sper să nu o pun din banii mei. Păi o pui din banii tăi și după aceea îți dai la sfârșit adică niște bani. Adică sper să nu fie în plus. Ăsta, nu? Da. 650.
Deci sper să vrea, da? Da. Dă-te mai aproape. Așa? Da, dă-te mai spate. Așa? Așa, da. Și dau pe E. Dă-te mai acolo. Așa. Hai de mine, deci sper să fi vrut asta, nu? Prima oară împingi tabla. Așa, acum da. Deci nu le-am făcut aici o muncă. Nu, pentru că arăta cu roșu și scria Mount Didivice. Bun. Înseamnă că le e cald. Acum te descurci la... Stați să văd dacă... Dar ce, tu crezi că eu n-aș vrea climă? Mamă, era să mor la trecut, eram cu ventilatorul și îmi băgam picioarele în apă rece. Pentru noi ne-a fost foarte greu vara asta. Foarte greu, foarte greu. A fost extraordinar de cald. Muream când ne filmam videouri, eram curgea apa de pe noi. M-a aruncat tricou, puneam alt tricou al video. Deci voi nu știți, eram curgea apa de pe noi când ne filmam. Și noaptea, ce fain dormeam noaptea cu geamul deschis, mai putem de cald și așa. Da, deci a fost groaznic, teroare. Ne vedeați voi zâmbăreți în video, dar noi înăuntru muream în interior. Mai făceam pauză, mai beam puțin apă rece. De căldură, da. Aveam și un ventilator deschis. Aveam o cascadă sub haine. Acum ai bine. De la acolo, de la acolo, de acolo. A, de aici? Da. Dar uite că nu mi-e, cred că n-am pus aici. Fui pe ăla de sus. Așa. Așa, n-ai împins ăsta. N-am împins ăsta, știam eu. Îmi place că e cu roșu și verde și cablurile s-au pregătit de Crăciun. Din partea de altă se pune. Așa. A, numai astea să... Ce am pilițele. Pilițele? La mijloc, pilițele. Dar tu, Felix, chiar știi. La mijloc. Păi da, e canalitate. Încearcă să fie. Așa. Gata! Bun, da? Da. Le-am făcut mult mai trebuie să spal două geamuri. Serios, dar câte geamuri au ăștia, te știu. Mie sincer, mi-mi place câteva geamuri mari dacă aș avea, decât să am pai pe atâta. Să știi că și mie îmi plac geamurile mari, dar mă gândesc că o fi greu de curățat, nu? Adică ăsta e și visul meu, să am geamuri mari. Da, da, asta e treaba de femeie, ca să spele geamuri, nu? Ba, nu. E treaba de femeie. Știi cum, eu spăl, dar până unde ajung și după aceea îl pun pe Felix. Scaun. Dacă te-am vrea să urce pe scaun. M-am urc eu, doar că nu ajung în exterior, la colțuri, da, acolo unde e fain, în exterior. Da, acolo îl pun pe Felix. Și chiar apropo, nu ne-am spălat geamul. De Crăciun? De Crăciun. Păi mă bazez că o să plouă. Sau o să ningă. Da. Bun, așa cum vopsește culoarea. Paint-a să calul... uitați că vă aștept live pe canalul meu, duminică, la 10 dimineața, da? Adică mâine. Mâine. Mâine la 10 dimineața, liveuri, facem bradul live. Deci facem bradul la noi, la Cocolix, aici acasă, pe live. Deci da, ziceți dar, la toți dar prietenii pe canalul Cocos Cristina. Pe canalul meu, da? La 10 dimineața. Apropo, să-ți instaleze pe calculatorul tău programul de făcut live. Bun, haide să vopsăm cu cocoa în San Salmon. Cum e San Salmon ăla? Ia să vedem. Cumpere pe amândouă. Scrie aici, sand. San Almond. Da. Ia să vedem cum arată. Ăsta îl pun la bucătărie. Un fel de unde arahide. Ok. Și cocoa. Unde arahide. Și ia să vedem aici cocoa. Cocoa. Hai, dă-te enter ăsta. Interesantă combinația. Pe care să o punem la bucătărie? Eu zic pe asta deschisă să o pun la bucătărie că avem deja mobila închisă. Ok. Așa, apropo, vorbind de untul de arahide, când cumpărați unt de arahide, să cumpărați cu uleiuri nehidrogenate. Dacă vă cumpărați cu uleiuri hidrogenate, sunt o travă. Ascultați-mă ce zic. Da. Știi, chiar dacă sunt mai ieftine, sunt mai otrăvitoare și sincer, nu avem niciun beneficiu. Uitați-vă acolo pe etichetă să scrie nehidrogenat. Știi care e faza? Dacă nu scrie nimic, e ok. Ei sunt obligați să scrie când e hidrogenat. Ce faci cu asta? Ai uitat care dai? Asta. Nu, aici n-am. Deci este foarte important pentru că chiar ați mâncat toxic. Eu sunt foarte un tost arahidos, că eu mănânc de foarte mult amul de arahide și deja mă pișep. Și am mâncat și unt de nucă și din ăstea, apropo, e camamar. Da. Dar untul de arahide, dacă scrie ulei hidrogenat, nu este bun. Chiar să nu este bun. Luați. Așa, apropo, să cumpărați cu ceva de minim 90% arahide. Că e unul cu 5%. Cu 30, cu 15. Stai, nu. Asta. Da. Așa. Găsiți. Noi, sincer, am găsit unul bun de la firma Inedit. Ăla, nu Inedit. De la Solaris. Nu este cel mai bun de planetă, dar este sănătos la ingrediente. Da. Ce mă deranjează la el este că are 10% ulei de unde arahide. Auză, dacă vrei poți să-l dai jos, poți să-l scurgi. Trebuie să-l amestești. Da, că se mai pune deasupra. În afară de faptul că are 10% cu mai mult ulei și se pune acela burtica mea de abdomen, dacă tot mănânc mult, dar în afară de asta e bun. E bun la ingrediente. Vorbește cu ei, vorbește, că nu-ți dai seama că eu aici fac rău. Da. Hai, mai zile ceva. Apropo, eu mi-am luat un de arahide, da, 10 lei o costat, dar mă ține, cu niște biscuiți așa de mici, petit beurre, ieftin, ăi mai ieftin, am dat 3 lei pe un wok mare de la Carrefour. Dacă voi găsiți mai ieftin, e mai fain. Încercați să vă găsiți ceva așa pufoși biscuiții și mie îmi place să-i mănânc cu, dacă mănânc pe felia de pâine, îți mai sănătoși cu miere, adică felia de pâine, pâinea trebuie să fie mai proaspătă.
Un arahide nu trebuie să fie mult, așa, ca pe timpul comunismului, chiar dacă nu am prins, împinzi așa și puteți să puneți cu gem sau cu miere pe cealaltă felie de pâine, mie împlinirea îmi place mai mult și dacă tăia și marginile sau dacă și tostați pâinea înainte, mâncare Felix, foarte bună. Sfaturi. Da, eu niciodată nu mi-a plăcut untul de arahide în sandwich cu banane. Mie da. S-a plăcut aia ție? Da. Mie nu m-a plăcut deoarece îmi ia cumva gustul de la unde arahaida. Isna, ce mai faci pe aici? Vreau cu maronci așa. Păi ce dai? Păi da, așa. Dar mai vorbește cu ei că eu fac aici, mă mișc încet. Câte sandwich-uri mai făcut azi de unde arahide? Știi cum face Cristina? Biscuiții sunt atât de mici, pune biscuite, unde arahide și biscuite peste. Câte mai făcut? Așa fac, o dată 4, nu, o dată 5 și odată... Odată 3, odată... Prima oară ai făcut 3. Dimineața vreo 3, da? Și acum seara vreo 5. Da, dar... Dar dintre aia câte 2, adică 10. Sandwich, că e așa, da. Un așa și un așa. Dar gândiți-vă că eu asta între mese, că am nevoie de carburant. Și să știți că sunt foarte buni. Cristina nu prea place lucrurile care sunt lipicioase în gură. Asta vreau, că dacă nu pun banană, da, rămâne lipicios. Deci vă știți că ia-ți vă dau lângă tine. Bune. Ia-ți aia lângă tine. Am crezut că nu te prinzi. Și oare și o să facem în live? Nici noi nu știm, de fapt știm. Păi facem chestii faine aici pentru croșu. Oricum, cine nu poate să vadă live-ul, va fi clipul după aceea ca să-l vadă după. Dar când este live-ul și puteți să vorbiți pe noi și ne vede, da, și totul este în viață, adică live, trăiește, și face... Și vedeți acolo. Cu inima, și îl vedeți și pe Luffy și pe Timo live. Pe Luffy și, voi, și pe dacă Timo, ziceți să vi-l arătăm, noi vi-l arătăm. E altcumva când este live, nici noi nu știm. Opa. Va trebui să luăm bradul, să... Cine știe cât durează? Poate durează... vreo 2 ore, cred că. Da, depinde când ne-a să facem un brad. Bradul trebuie să-l aducem în casă, să-l montăm, să-l sculptăm, să-l șlefuim, să-l... Deci ați face bine să fiți prezenți, că o să fie super, super tare. Am zis să împărtășim și voi cu asta cu voi, pentru că voi ați vrut. Ne-ați cerut, deci ne-ați bătut la cap, faceți live cu bradul, așa că dorința voastră voi este... Pot să spun că sunt niște persoane foarte insistente, care nu uită nimic niciodată. Asta sunteți voi. Aveți o memorie. Am ajuns la concluzia voastră că, băi, dar lucruri de acolo, nu? Ai pomit că o să te joci? Băi, da, așa ceva că mai lasă viața mea. Eu m-am blocat pe masă puțin. Dar bine că nu ești atent. Mi-am uitat și de unde arahide asta. Da, uite, unde arahide. Așa. Și asta e cocoa. Apropo, voi ce mâncare faceți de Crăciun? Sau părinții voștri. Da, sau ce mâncare vă place? Noi băgăm sarmale de vegetale, da, gustoase și integrale. Ok, după aceea o să cu mai... Cu varză murată din aia scumpă. Mamă, ce varză murată mai iar scumpă. Iar și începe Felix. Decât umplutura, deci nebunea. Iar și începe Felix că vă s-o scumpi varză murată. Toat... Sper să fie cea mai delicioasă varză că am mâncat-o vreodată. De 3 zile în continuu mă bate la cap. O să-mi iau varză cu un an înainte de acum încolo. Yeah. Salată de bef. Da, ce salată de bef vegetală. Și ce maioneză făcută de mine, maioneză vegetală. Am făcut... Salată de bef a noastră este 100% de post. Uite, zice că e 64%, dar eu am vopsit tot. Ia din deasupra. Eu am vopsit tot, dar numai că deasupra n-am vopsit. Da, la toate geamurile n-ai vopsit deasupra. Știu. Ia să văd și la celelalte cum arată. Nu, că mi-e rușine. Și la bucătărie, și la bucătărie. Cred că numai la una. Ok. Nu, la două, numai la una am făcut. Da. Asta e cum mă duc în partea asta. Deci mi-e rușine. Salată de bef, sarmale, da. Mă gândesc un grătar cu pește la cuptor, să avem așa. Grătar sau la cuptor? Grătar la cuptor, cu și niște legume sau niște cartofi dulci, sweet potatoes. Le facem pofte la cocoliș. Oricum, să știți cocolișilor că pe canalul meu Cocos Cristina o să vreau să facem sarmalele, salata de bef, toate astea, live. Cred că trebuie să dau și în jurul geamului, Felix. Nu facem sarmale pe live. Live, o să facem clip. Dacă n-am cum să pun acolo. Da. Uite, merge. Merge, nu? Da. A, bun, deci cocolișilor voi vreați să las aici cu alb. Dar se pare că omul ăsta, stăpânul casei, vrea să-i pună aici. Nu pot să fac live când fac sarmale, că le-a trebuit să stea 3 sferi de ore la cuptor. 3 sferi de oră! 3 sferi de oră? 3 sferi de oră și eu nu le țin la cuptor, le țin pe aragaz. Eu sunt așa, eu nu le pun la cuptor. Sunt diferite la cuptor, dar trebuie un fel de recipient special și nu are eu. Asta e că nu trebuia să-mi iau eu dintre aia. În asta cum se umple tot secundă. Ah, bă, uite că pot să pun aici, știi că... Da, vrei să pui din asta? Așa, ok. Mi-ai deschis totuși. Așa. Ce ziceți, e frumos? Da. Și ca prăjituri. Ce o să fac ca prăjituri? Deci ca prăjituri... Las pe Felix să facă... Un cozonac cu mac. Un cozonac cu nucă. Yay. Așa. Nu, cu aia la altă. O plăcintă cu brânză. Da. Și ceai. Și ceai? N-aș vrea să fac mai multe, că îmi ia timp și sincer așa, dar o mai pun pe Cristina să-mi bage un ce să mai pun, să mai bage un orez cu lapte. Să știți că mi-e poftă de orez cu lapte. Adică am văzut reclamă la televizor cu orez cu lapte și mi-a făcut poftă. Eu sunt aia care dacă văd ceva la televizor mi se face poftă. Da. Și da, eu am făcut. Așa. 100%. Bati palma.
Acum am dat seama că poate era mai bine. Pune maro, pune maro. Vreți să pun maro? Da. Nu fac mai multe prăjituri, deoarece nu vreau să mânc mai multe. Și... nu știu dacă are omul ăsta destul de vopsea să-i fac. Așa, lungește așa. Dar sincer cred că ajunge. Plăcinta cu brânză care o fac, cu brânză dulce e și cu stafide. Wow! Deci este dar wow. Să știi că au vrut rețeta de data trecută. Uite, nu mai am. Ai, acolo rămâne așa. Okay. Lasă că e bun. Poți să cumperi să faci. Nu, cumpăr! Din banii mei. Ok, vinge. Încolo. Vinge. Vând asta. Ce, vor... nu, nu poți să o vinzi. Nu poți să o vând. Stai puțin, lasă-l în casă. Stai puțin, voi vreți rețeta mea de plântă? Da, de plăcintă cu brânză. Au vrut-o pe canalul meu. Bun, le-am făcut fain camera asta. De rețeta ce... mea secretă. Eu ca o gameriță singură, în timp ce Felix vorbea aici, vă încânta cu povești. Mișto. Am făcut aici, da? Vă place, nu? Uite, știu ce fain. Deci a luat astea ieftine și le-a pus câte trei. Vezi? Da. Trebuie să faci și noi așa, Felix. Da. Bine, e probabil cândva o să vă zic rețeta. Dacă aici, vă place. Aici ce-i? Ce anume? Mă pot apleca? Aici ce-i? Poți să musc cu mâna, poți să musc cu mâna. Ah, ok. Am crezut că e o bucată din perete pe care l-am vopsit. Ce mai am eu aici de făcut ca să-mi iau bani? Pe hol? Aici clean the window, dar ce window avem aici? Geamul ăsta, cred. Ăsta pe bune? Ia, închide ușa să vezi, închide ușa, închide ușa. Stai să închid. Așa. Cu ce? Nu, nu ăsta. Atunci, dar întoarce așa puțin. Aprinde becul, că tu nu știi beculoză. A, cred că beculoză. A, nu, în toată casa clean the windows. Da, da, da. Paint room, ok. Wow, cât wow, e casa aprinde asta, aprinde lumina, câte Cristina, aprinde lumina, Cristina, nu pot să văd. Da, n-am. Trebuie să fie undeva, caut-o. N-am. Uite în sus. Becul ăla de unde se aprinde? Da, dar nu am switch, lasă așa, uite că avem în camere, nu contează dacă pe hol. Am vrut să văd și alte camere. Păi lasă, vrei să... uite, ai făcut $1,800? Am făcut bine? Da. Mau devices, ce device vrea ăsta să-i fac aici? Clima. A, climă, bă, deci numai climă mă pune. O fi cald asta, o să trecut prin ce am trecut și noi. Da, mă duc să o cumpăr. Nu știu ce mâncăruri să mai fac de Crăciun, dar ar trebui să ajungă. Așa crăciunistice. Felix, ar trebui să ajungă pentru că faci foarte multă mizerie în bucătărie. Apropo, sarmalele miele, îs așa de bune. Stai să văd dacă reușesc. Partea asta, așa. Așa. Sarmalele miele sunt așa de bune, numai că de data asta am să le fac mai mici. Sper să le fac mai mici. Ia uitați, prima dată am pus tabla, ați văzut? Încep să devin o gameriță, deoarece Felix este ocupat. Da, s-a ocupat. Și eu trebuie să fac aici singură. Eu mă gândesc că în câteva zile o să fie așa. Numai că eu mă gândeam să fac mâncarea înainte de Crăciun și să mai fac încă una de Crăciun. Nu, știi? Felix, după aia nu mai simți că e Crăciunul, dacă ai făcut exact aceleași lucruri înainte. Pe și ce mănânc până atunci? Mănânci mâncare normală. Nu... am avut acolo, nu să fac salată de BF. Lasă că facem de Crăciun. O să fac azi. Păi și așa noi facem destul de des. Adică noi și vara facem salate de BF. Păi da, pentru că suntem oameni normali. Da, adică nu ține numai de Crăciun, că e prea bună. Mai faceți și voi așa. Cristina mai are un obicei când îi place o mâncare. Mâncă nu la prăjit seara. Da, așa e. Așa e când îi place și o melodie. Da. O ascultă vreo 3 luni și după aceea satură. Nu mai suport să nu mai aud la radio. Am terminat. De jos. Am terminat. Așa, acum ai terminat. Ca o gameriță. Paint with color bright. Știi geamul. Clean the window. Hai că șterg ăsta că să-mi dă mai repede bani. Dar înainte eu vreau să văd celelalte camere. Bine, mă duc să fac turul. Să faci turul. Că sunt bună. Deși se câștigă bani bun la ăsta. Se câștigă la omul ăsta, nu? Ăsta e cam bogătaș. Noi ne-am chinuit 2 episoade sau 3 episoade să facem caza aia. Cred că 2 episoade. Păi da, dar am făcut-o pentru sufletul meu. Da, da, 6.000 și uite ăsta când ne dă deja... Mai are vreun geam aici? Nu, e gata. Deci asta e camera asta. Uitați voi ce bugătaș este, adică ce mare dormitor. Ia să văd ce afară, ce-i... Are o terasă, vezi? E fain. Ah, o să pună curând acum, în ianuarie, grădina. O să faci și grădina. O să fie și mobilier pentru grădină. Ce fain. Nu, numai că sunt doi guys, doi băieței. Lăsa, îi place foarte mult culoarea asta. Lumina. Acum o prind. E la fel, vezi? Am pus lumina. Sunt doi băieței care fac jocul ăsta și ei nu prea au ideea așa de difimie, de decorații. Trebuia să mă întreb pe mine, le ziceam aici. Da. Aici cred că... Opa, aici am fost. Bucătăria asta. Ok. Lăsăm ușile deschise unde am fost. Mamă, ce mare! Asta e o cameră de adolescent, cred că. Cam goală. Vezi că tu mai și-o cumpăr acasă. Aici e un birou. Pune-i radiatorul. Hai să-i pun ăsta, frigiderul era. Pune frigiderul. Îi pun ăsta. Aprinde lumina ca să-l vezi când pui frigiderul. Stai că prima dată trebuie să-l cumpăr, cică. Da, cel mai ieftin frigider. Deci aici noi punem un frigider. Cel mai ieftin frigider. Scriu radiator. Radiator. Așa, uite, ieftin, e 109, vezi? Așa, da. Așa cu 330, nu-i? Stați că eu mă pun singură. Așa. Așa. Ei, bun. Ați văzut de la mijloc și după aia piulițele.
Dacă vă luați o dată calorifer, să vă luați scump, că unii și-au luat ieftin și... Noi. Și... unii și noi. Și nu au făcut fața la toată camera, dar din cauza că un om mai econom decât mine este cel mai zgârcit om pe care îl știu. Un instalator. Un instalator, bă, mai zgârcit decât ăla... Deci ăla și când cumpără de un leu își vrea TV-a înapoi. Și aici e o baie, hai să-i pun și aici. Pune-i. Aprind lumina? Dar nu știu dacă am. Hai. Oh, ce bright. Așa. Și le întreb eu, dar nu mi-e ceva totuși mai calitativ? Nu, nu, mai ieftin, mai ieftin, mai ieftin. Și face față, face față. Bă, stătea lângă el și muream de frig. Ții minte? Da, trebuie să facem foc la teracotă. Da. Așa, eu asamblez aici, cred că asta din mijloc, ați văzut, am avut dreptate. Da. Așa, încep și o să mă pricep aici la chestiile astea băiețești. Asta tot așa din mijloc, după aia piulițele, că așa zis Felix. Da. Și așa, apropo, instalatorul ăla, sper că se uite și la un clip de-al nostru ca să vede, e și un om care mi-e place foarte mult rațiunea lui când mănâncă. De exemplu, el mânca pe bune, deci asta e pe bune, fără să exagerez deloc, un metru de cârnat cu o felie de pâine. Deci așa mânca, era un metru de cârnat atâta și era o felie de pâine și mânca de 5-6 ori din cârnat și, și pâinea tot timpul îi mai rămânea. Deci aici fac chestii singură, să știi. Tu ce faci? Fac chestii singură. Pastel pinca? Da, am văzut că e groș, am zis că ok, mă bag. Ok, ok. Ai prins lumina, Cristina? Pe ce pe la intră? Stai, cu mopul sau cu ăsta? Cu mopul, că faci mai repede. Uite că era aprinsă lumina. Și geamurile le faci după. Da, le fac după, că așa se face. Se spală după ce vorbești. Eu n-am văzut în viața mea la nimeni o cameră roz, așa, acasă. Eu am văzut. La care băiat? La fată. La fată. Că sunt unii băieți care poartă camere roz, știi? Păi, dar crezi că e vina lor? Poate era de la soră sau mama lor, așa a vrut. 30 de lei un tifol, 30 de lei. Păi da, dar trebuie să și dai cu el. Știi? Apropo, eu ieri am dat cu tifol, na, vedeți clipul, ieri am dat cu tifol. Da. Și a dat și Cristina. Cristina, știi cum face ea? Dacă vede un punticel mic acolo, îmi dai să dau și eu? Îmi dai să dau și eu? Și am dat la bucătărie și eu puțin. Așa, ai fain, mă pregătesc de sărbători, știți? Uh-huh. Uite, trebuie și aici parte de jos. Deci eu sunt o figură, eu nu dau. Uh-huh. Ori jos, ori sus, undeva nu dau. Ok, dăm și aici și după dulap. Se poate da prin dulap? Nu se poate da prin dulap. Așa, poți la distanța așa. Așa aici? Da. Oh. Așa, așa, așa. Destul de defușor. Și în colțul ăla te duci tu. Ce mai puțin. Eu oricum, să știți că în clipul de astăzi eu mi-am făcut de cap aici, am făcut singură. Da, da, da. Trebuie să mă apreciați. După Felix. Instrucțiuni. Păi instrucțiunile jocului. Ce facem că n-ai dat aia toată? Tu poți să pictezi patru deodată, știi asta, nu? Da, uite că pictez, vezi? Așa, super fain, super. M-a descurcat destul de bine, nu? House Flipper. Deci de-abia aștept să vină update-ul House Flipper, că este un joc super, super fain. Și Dan zice, dacă cumva se întâmplă să fie în weekend sau cândva, că nu știu că puteți să uitați, aveți live! Tu. E fain așa în degrade. L-aș putea lăsa așa. Dacă ar vrea domnul ăsta, dar el mă plătește așa că fac cum vrea el. Acolo e bucat. Știu, am crezut că nu vezi. Eu nu am așa un ritm bun la pictat. Pereții. Adică unii ori dau repede și bine și alte ori nu. Dar la decorat ai un ritm. Da, o vază, o ferică, o fază, o ferică. Ce mai pune aici aromatic? O vază, o ferică, o lumânare. Da, e vina mea că ăștia n-au pernuțe, de exemplu. Aș putea pune pernuțe decorative peste tot. Trebuie să faci la geam. Se pare că trebuie să fac la geam. Aș putea pune pernuțe decorative și alte chestii, pompoane peste tot. Da, mentosane. Tu știi ce e un bombon? Da, este o din aia, o bilă din aia. Da. Și îți place? Nu. Nu? Nu. Dar să vezi cu cine stai eu în casă, cu neiubitor de pompoane. Pe ce să fac cu pomponelele alea? Pomponele. Le decorezi. A, uite, am făcut 100%. 98%. 98%, dar unde mai trebuie? Undeva, mi-ai să dai un strat sau... Unde ai făcut diluat? Am făcut undeva diluat. Sau la geam pe undeva. Cocolâcșilor, am făcut undeva diluat. Mamă. Vezi unde mai poți să dai. Uite aici. Așa. Deci pentru chichineața asta așa, bate palma. Așa. Spală geamurile ca să scoatem bani grei. Mă duc acum să spăl geamurile. Ușor, că ăsta e cam vechi. Mă, ce murdar a fost ăsta. Oi de mine. Ce satisfying este, nu? Când spălăm geamurile la ăștia. Eu nu spăl geamurile cu din asta. Cristina îmi dă o bucată de revistă. Nu, îți dau șervețele, că e mare mizeria. Oglinda, o spune. Da, eu n-am din asta așa. Din asta da, așa. N-avem. A, da, îți dau și bucată de revistă la sfârșit, după ce luăm grosul cu șervețel. Da. Sau cu hârtie igienică.
Open. Așa, super. Aici, open. A făcut 4200 de dolari. Cristina este super. Mai primit așa puțin pe casă, să vedem care e faza. Deci vă place cum am făcut aici? Mhm. Ce camera? Ce camera? Stai, mai sunt multe, uite-te, asta. Asta, da. Și în partea altă mai unde ai venit tu? Al știu, în spate. În spate? Mai avem aici o baie. Baie, și aici trebuie să mergem. Bun. Aici nu știu. Bun, data viitoare facem asta sau dacă vine update-ul, punem update-ul că sunt foarte curios. Crăciunul! E cea mai faină sărbătoare care trece cel mai repede. Da, și nu uitați că pe canalul meu, duminică, dimineața la ora 10, facem live. Live. În, pe cât pică? 16. Pe 16 decembrie. Nu sigur. La ora 10 dimineața. Telefonul. Duminică. Telefonul. Stai să-i dau că noi nu știm în ce dată suntem. Da, telefon joi, 6, nu. Da, în 16 pică duminică. În 16 deci, pe 16 decembrie, ora 10 dimineața, pe canalul Cocos Cristina, vă live. Live și împodobim brad. Și cine știe mai face pe acolo că da. E live. Poți să ne blocezi, e live, poți să ne blocezi că e live. Nu uitați că vă așteptăm. Ne vedem data viitoare. Pa! Să nu uitați să dați like la live, la dați like la live, dați like la video.